Meteorologia a anunțat pentru următoarea perioadă ninsori în toată țara. Nu este valabil și pentru Muntenia, unde vremea se menține în continuare caldă pentru această perioadă cu temperaturi pozitive. În zonele joase din centrul, estul și sud-estul țării, cerul va fi mai mult noros, local se va semna la ceață, iar izolat burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări doar în zonele montane. La Giurgiu de Sfântul Ion, vremea va fi închisă, dimineața vor fi -2-0 grade Celsius și condiții de ceață. Maximele zilei se vor situa în jurul valorilor de 4-5 grade. Marți în Bolintin, Mihăilești, Ghimpa și Hotarele se vor înregistra 4 grade, în timp ce la izvoarele Comana și Giurgiu 5 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 5 km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 5-15 cm, cota probabilă 48 de cm. Umiditatea aerului va fi de 92%.